Timișoara. Liniștea orașului este spulberată de un eveniment de ordine publică. Se zvonește că va avea loc un exercițiu antitero. Cineva a abandonat un colet capcană. Echipajele se adună la ordine. Activitățile în oraș sunt complexe. Cine e infractor și cine nu? Și acum iată scena, Piața Libertății. Din fericire, este doar un antrenament. Efectivele s-au împărțit în două. Cei buni și cei răi. Oare cine este răufăcătorul? Patrula de ordine publică din zona centrală. Comunitari, jandarmi, ce? Jandarmi identifică un colet abandonat în zona garnizoanei. Comunică de îndată dispeceratului și ia primele măsuri conform procedurii de izolare a zonei și îndepărtarea curioșilor. Este atât de suspect încât de 20 de minute stă aici, în aproape de centrul Pieței Libertății, și nimeni nu l-a sesizat, nimeni nu l-a băgat în seamă. În momentul în care delimitează perimetrul, la intrarea în comandirea garnizoanei, identifică o mașină abandonată cu un colet plasat sub mașină. Este al doilea exercițiu antitero organizat în Timișoara, acum. Ei spun la conferința de presă că nu-i niciun risc. Și atunci, de ce nu se culcă pe ureche? Anunță de îndată al doilea pericol, mărește zona de siguranță și închide inclusiv cealaltă zonă de pericol. Reducem la minim zona de siguranță și timpii de reacție, pentru că într-o situație reală va fi blocată toată piața. În funcție de ce găsesc specialiștii la fața locului, ei stabilesc ulterior dacă este cazul o nouă zonă de siguranță. Vor veni specialiștii și spun, coletul este suficient de voluminos, vreau să mărim zona de siguranță, două străzi în fiecare direcție. Pentru crearea unui perimetru de siguranță cu rolul de a împiedica pătrunderea autovehiculelor civile, precum și a persoanelor. Vă rog să confirmați recepționarea mesajului și poziția dumneavoastră. Pușca 800 răspunde pentru 131. E un colet capcană. Dacă sare în aer, nu vă ridică? Nu. Thank you.